Bună seara, stimați colegi, bine ați venit la o nouă ediție a dezbaterilor juridice. Deja am depășit frumoasa cifră de 30, iar tema de astăzi este una deosebit de frumoasă, după părerea mea, și de neînțeles din perspectivă filozofică, și anume deductibilitatea cheltuielilor. Sigur că vom vorbi despre practica inspecției fiscale și, ceea ce probabil că este interesant, despre argumente în apărarea contribuabilului. Ziceam că este de neînțeles de ce cheltuielile trebuie să fie deductibile. Ele ar putea să fie și nedeductibile, cred, pentru privire de profan. Sunt foarte încântat să salut prezența astăzi, în cadrul dezbaterii, a unor reputați specialiști în domeniul dreptului fiscal, și anume domnul Alexandru Cristea, tax partner la Tsukas, Bârcea și Asociații. Bună seara! Doamna avocat Luiziana Dobrinescu, bine cunoscută dumneavoastră, de la Dobrinescu Dobrev. Domnul avocat Gheorghe Matei, senior partner la Leaua și Asociații și cu o bogată experiență și în sistemul care ne cere bani. Domnul avocat conferențial universitar dr. Ciprian Păvun, care este cu noi pe Skype de la Cluj. Vă mulțumim, ne auziți? Bună seara, bună seara! Domnul Gabriel Sincu, executive director la Ernst & Young România. Bună seara! Moderatorul propriu-zis al acestei întâlniri este domnul avocat profesor universitar dr. Radu Bufan, care vine astăzi într-o dublă calitate, atât de profesor cât și de coordonator și, bineînțeles, de specialist în drept fiscal și de coordonator al masterului de drept fiscal de la Facultatea de Drept a Universității din București, de bună seamă cea mai prestigioasă facultate de drept din România, care ne-a făcut onoarea să fie astăzi alături de noi și căruia mă grăbesc să-i dau cuvântul pentru a demara dezbaterea de astăzi tehnică și să ne spună cum este cu deductibilitatea, dacă trebuie deduse cheltuielile. Da, vă mulțumesc mult pentru invitație și aș face o corectură. Acest masterat de drept fiscal care își propune să specializeze juriștii în dreptul fiscal și în a doua etapă, probabil peste câțiva ani, să specializeze juriștii de drept fiscal pe specializări, pentru că acum prea știm totul despre nimic și nimic despre totul, este de iure coordonat de domnul conferențiar Dan Șova, pe care însă îl vedeți mai mult la televizor, pentru că dânsul este angrenat în activitatea politică. Eu, ca să spun așa, îi țin locul de vreo 3 ani de zile, însă nu înseamnă că dânsul nu este, implicat atunci când timpul îi permite în activitatea acestui masterat. La acest masterat, poimâine avem examen de admitere, anul ăsta avem iarăși 44 de înscriși și ce am vrut să vă spun este numai că noi încercăm să împărțim acolo lucrurile, avem 8 discipline de drept material și de drept procesual, fiscal, și la fiecare din ele încercăm să facem o combinație economico-juridică, pentru că până una alta se pare că interpretarea textului fiscal trebuie să fie și according the underlying tax policy, cum zice lumea pe dincolo. Și din acest motiv l-am rugat pe colegul meu, George Matei, care e doctor în drept și care predă partea juridică a acestei porțiuni de disciplină din impozitarea companiilor. Partea economică o predă, sau de ea se ocupă colegul nostru Ionut Simion, doctor și el doctor în economie de la Price. Iar în materie de TVA trebuie să vă spun că, din păcate, nu avem un titular doctor în drept specializat în TVA. Din perspectiva economică, disciplina o asigură o colegă de la Ministerul de Finanțe, doamna Oana Iacob, care este doctor în economie și este șef de serviciu în TVA. Și ne lipsește acest jurist specializat, pentru că eu nu am găsit în România, deocamdată, o persoană care să fie jurist doctor în drept, pentru că așa cere universitatea, să fie specializat în TVA. Am lucrat un an de zile cu colegul Flavius Costaș de la Cluj, dar el a trebuit să întrerupă colaborarea cu noi din diverse motive. I s-a născut un copil, a trebuit să-și dea doctoratul în niște condiții, conducătorul lui a fost bolnav
Și de asta spun că aș fi vrut să-l invit și pe el, pentru că asta, mă rog, asta era sistemul. În ceea ce privește temele de astăzi, și apropo de TVA, am vrut numai să vă arăt că suntem în curs de editare a unei traduceri. Probabil că și dumneavoastră, ca și mine, n-ați găsit pe piață nicio carte de TVA. Risc să afirm că nu există nicio carte bună de TVA în România. Nici una măcar, în condițiile în care TVA-ul reprezintă, cred că mai mult de jumătate din durerile pe care Inspecția Fiscală le relevă la fiecare contribuabil. Cu ajutorul colegei noastre, Madalina Cotuz, care lucrează la IBFD, avem acordul să traducem cartea lui Bentera și a lui Giuli Caius, care este, de fapt, un comentariu al directivei pe baza hotărârilor Curții de Justiție a Uniunii Europene. Și sperăm să o putem pune pe piață, împreună cu Cecaru și cu editura Hamangiu, chiar de sărbători. Va fi un frumos cadou pentru nu știu cine o să, na, o să fie util. Are 1500 de pagini. Pentru, deci, scuzați-mă, pentru noi toți fiscaliștii care citim între Crăciun și Revelion modificările de cod fiscal. Da. Aș vrea să împărțim lucrurile în două, pentru că aș vrea să subliniez de la început această faptul că observăm din ce în ce mai mult că și legiuitorul nostru împarte lucrurile, adică de mult spunem noi că a dispărut o legătură teoretică dintre deductibilitatea cheltuielii și deductibilitatea TVA, care se judecă pe planuri diferite. Atunci noi am propus niște teme legate de deductibilitatea TVA și de deductibilitatea impozitului pe profit. La deductibilitatea cheltuielilor, la calculul impozitului pe profit, ne-am gândit la niște aspecte pe care le-am discutat între noi și cred că frumos ar fi să punem în practică proverbul Ladies First și aș vrea să o rog pe Luisiana să încerce să ne releve câteva din aspectele cu care s-a întâlnit în practică în ceea ce privește deductibilitatea cheltuielor. Eu am spus acolo, am trimis în mail-ul de astăzi câteva aspecte și bănuiesc că ai mult mai multe, da? Da, mulțumesc. Spuneți deductibilitatea cheltuielilor. Eu sunt specializată în TVA. Apropo de începutul discursului dumneavoastră, mi-ar fi plăcut mai mult să discut despre partea de TVA. Dar mă voi folosi de această ocazie pentru a... Putem să schimbăm exact și... Nu-i problemă. Pentru a puncta ceea ce ați remarcat dumneavoastră chiar la începutul discursului, și anume legătura pe care, în practică, de multe ori încă se mai face între regulile de acordare și de a judeca deductibilitățile în ceea ce privește impozitul pe profit, comparat cu deductibilitățile în ceea ce privește TVA. Nu cred că sunt singura care a fost pusă în situații de inspecție fiscală în care ei se spunea, păi dacă din punct de vedere al impozitului pe profit e nedeductibil, cum să fie deductibil la TVA? Sau invers, dacă colegii noștri care au venit și v-au făcut rambursarea au zis că e nedeductibil, cum să vă acordăm noi rambursarea într-o inspecție fiscală generală de impozit pe profit? Reiterez că din punct de vedere teoretic și așa ar trebui să se transpună și în practică, regulile de impozit pe profit sunt diferite de cele de TVA, pentru că spiritul legislației de TVA, acest spirit armonizat la nivelul Uniunii Europene, este altul. TVA-ul este o taxă neutră, prin definiție, nu trebuie să genereze povară fiscală pentru contribuabil. Și când spui contribuabil, te referi numai la o singură persoană care este implicată în lanț, ci și la furnizorului, respectiv beneficiarului. Acesta este un principiu de bază care trebuie să stea la baza judecății în ceea ce privește TVA. Desigur că pe partea cealaltă, cu principiul neutralității și cu simțirea acestui greutății acestui principiu, este partea de abuz de drept, care la nivel european, pe jurisprudență și chiar în minunata carte pe care o prezenta domn profesor și care, vă spun sincer, a fost o carte de căpătâi, că și la nivel european nu sunt chiar foarte multe tratate, să spun, de TVA.
Abuzul de drept este încă o problemă și va fi întotdeauna o problemă, pentru că până la urmă este subiectiv. Este o linie foarte fină de demarcație, de demarcare a abuzului de drept față de culpă sau orice alte situații întâmplătoare. Și aici intervine ceea ce noi nu prea avem, și anume interpretarea în spiritul legii. Într-o legislație europeană și practică judiciară europeană în continuă evoluție, în care noi ne străduim să ținem pasul și cu atâtea modificări legislative și atâtea noutăți la nivel european, ne este destul de greu. Și în această evoluție suntem implicați cu toată ființa noastră ca profesioniști. Acest lucru cere o evoluție și din partea autorităților fiscale. Eu o să vă rog să prelungăm discuția cu interpretarea, o să putem face un seminar distinct, cred eu, care sunt regulile de interpretare în dreptul fiscal. Aș vrea, dacă tot ai început cu TVA-ul și cu conduita puțin abuzivă, aș vrea să ridic mingea la fileu oricine vrea să răspundă întrebare, ce ne facem, nu știu dacă la dumneavoastră se întâmplă, în județele unde eu profesez, e un mare reviriment în practica fiscală, adică organele fiscale au redescoperit celebra decizie numărul 5 din 2007. Da? Și aș vrea să rog unul din juriștii de la masă să comenteze puțin ce facem cu ea, că acolo e decizia. Deci dacă mi-i îngăduiți, aș încerca să punctez vreo două chestii. Nu doar pentru că, mă rog, cariera mea s-a dat jumătate de o parte a barei și jumătate de partea cealaltă. Am lucrat, mă rog, și în finanțe, în fisc, am apărat și fiscul de vreo 10 ani, apăr contribuabilii. Vreau să punctez un aspect care mie mi se pare esențial. Arăta colega că sunt foarte multe situațiile în care se poate discuta despre existența unor abuzuri ale inspectorilor fiscali, pentru că leagă acordarea deductibilității în cazul TVA de deductibilitatea cheltuielilor la calculul impozitului pe profit. Aș vrea să aveți în vedere că nu întotdeauna este vorba despre un abuz, doar aparent e un abuz, doar aparent este greșit că nu se acordă deductibilitate nici la TVA când nu se acordă la impozitul pe profit, și am în vedere situația care se întâmplă de cele mai multe ori în realitate, că inspectorii nu acordă, consideră cheltuiala nedeductibilă la calculul impozitului pe profit, pentru că pleacă de la teoria unei operațiuni fictive. Și atunci, asta e rațiunea pentru care ei spun, nu întotdeauna e și justificat ce susțin, dar de foarte multe ori ajung să spună, domnule, de vreme ce operațiunea este fictivă, n-am ce TVA să deduc, n-am ce cheltuială la impozitul pe profit să deduc. Cum ajung ei la teza asta? Cum ajung să retrateze operațiunea respectivă, invocând principiul că economicul prevalează juridicului și așa mai departe? Asta e altă chestiune care ține mai mult de procedura în materie fiscală. Dar, din punct de vedere al dreptului material, asta e situația în care, de cele mai multe ori, ei spun, de exemplu, domne, ai avut, nu știu, o cheltuială de consultanță. Ai avut niște servicii de consultanță. Pentru că documentele pe care mi le-ai prezentat, din punctul meu de vedere, nu sunt relevante, consider că este o operațiune fictivă sau n-am găsit furnizorul la sediu. Din punctul meu de vedere, ai avut o livrare de la un contribuabil cu un comportament fiscal inadecvat, consider că operațiunea nu este reală și nu este deductibilă cheltuiala nici la impozitul, la calculul impozitului pe profit, și de vreme ce vorbim despre o operațiune fictivă, n-ar fi deductibilă nici la taxa pe valoare adăugată. Cred că trebuia să punctăm chestiunea asta ca să înțelegem și mecanismul pe care îl folosesc inspectorii atunci când își motivează acest tratament fiscal. Sunt perfect de acord, pentru că eu vorbisem despre abuzul de drept și nu vorbeam de abuzul autorităților, abuzul de putere. Vorbeam de abuzul de drept în sensul prezentării de către contribuabil, și de asta spuneam că este o linie foarte fină de demarcație, prezentarea de către contribuabil a unor structuri, când spun structuri, inclusiv raporturi contractuale, vorbim aici, fictive, care sunt considerate fictive. Și deși 100% privindu-le pe ele ca structuri juridice am putea spune că sunt corecte, sunt valide, ele sunt contaminate de abuzul de drept și atunci devin inopozabile, spune jurisprudența Curții Europene. Deci despre abuzul de drept al contribuabilului, utilizarea
unor astfel de structuri, nu, și într-adevăr de operațiunile fictive. Teza mea, teza pe care încercam să o argumentez era simplă. Dacă vorbim de o operațiune fictivă, n-are cum să fie deductibilă nici la profit, nici la TVA. Asta clar. Dacă, dimpotrivă, operațiunea este, de pildă, e celebru articolul 21 litera M, contractele de consultanță, unde niciodată nu sunt suficiente documentele justificative și unde normele de aplicare a codului fiscal lasă deschisă o listă exemplificativă de documente și unde, într-adevăr, acolo se poate discuta despre faptul că este un abuz, cum susține colega mea și eu susțin la fel, faptul că se cer documente peste documente peste documente și se ajunge la concluzia că totuși nu sunt suficiente ca să justifice realitatea, să probeze realitatea operațiunii. E, acolo e o altă discuție. De aceasta de discuție simt nevoia cumva să structurăm discuția pornind de la ce au în comun deductibilitatea din perspectiva impozitului pe profit și a TVA-ului, pentru că în esență și până să ajungem la partea formală au în comun cele două condiții materiale care în esență sunt similare. Existența acelei realitate, existența acelei operațiuni, acelei achiziții de serviciu sau de bun și dovedirea necesității acelei achiziții în scopul operațiunilor mele sau ale contribuabilului taxabile / în scopul obținerii veniturilor impozabile. Da? Deci, practic, pornind de la aceste două condiții care sunt similare, aș vrea să ne oprim puțin ca să lansez o temă de discuție în acele... Eu lansasem aia cu decizia 5, nu mi-a răspuns nimeni, n-a ridicat nimeni, dar o să încerc eu să văd cu cipii, poate mă descurc. Ajungem la decizia 5. Până să ajungem la decizia 5, mă gândeam că e interesant să vedem care ar fi zonele predilect utilizate de autorități, unde nu ar trebui să se pună această problemă a deductibilității. Pentru că practica ne arată, și cred că toți am avut cazuri, când, deductibilitatea și pentru profit și pentru TVA, pentru a rămâne pe acest teritoriu comun al deductibilității, este refuzată pentru tot felul de argumente mai mult sau mai puțin arbitrare. Și unul dintre cazurile pe care m-am lovit destul de des în practică a fost invocarea oricăror alte nereguli, dar nu fiscale, nu de natură fiscală. Plecând de la, nu știu, situația unor trader de cereale cărora li s-a refuzat deductibilitatea pentru că depozitul sau întrepozitul respectiv nu avea autorizația la zi, până la, nu știu, situația, la fel, dacă vorbim de achiziții de material lemnos, am avut tot felul de cazuri în care argumentația fiscului a fost foarte departe de aceste condiții materiale impuse de codul fiscal. Și m-aș opri la, în fine, chiar esența, articolul 1 din codul fiscal, care îmi spune că în materia de drept fiscal, codul fiscal prevalează. Da? Deci asta ar fi, apropo de divergențe sau de situații practice care pot apărea cu privire la deductibilitate, aș trasa clar o linie a refuzului de deductibilitate care excede cadrul fiscal și care, din păcate, se întâmplă la tot pasul. Contribuabilul trebuie să știe că pot contesta în mod valid astfel de abordări. Asta ar fi o primă direcție. Da, vreau să vă întreb, apropo de ce spunea George Matei, de condiția aceea de deductibilitate să probeze realitatea tranzacției. Și acolo la norme scrie că trebuie să dovedești prin rapoarte, studii de fezabilitate, mă rog, când e cazul, și alte materiale corespunzătoare. Și sigur nu spune codul corespunzătoare cu ce. Eu mă gândesc că ar trebui să fie corespunzătoare cu natura operațiunii, poate și cu dimensiunea operațiunii, pentru că mai e un text care spune că la contractele întâmplătoare, la contactele sau relațiile întâmplătoare, nu trebuie contract. Și vreau să vă întreb dacă vi se pare că o anumită accepțiune a principiului proporționalității din dreptul european, înțeleasă ca o proporționalitate materială între să zicem, scop și mijloc, ar putea fi aplicată. Și de ce vă dau un exemplu? Am avut un client care se chema Vodka Perfect în Timișoara și care a făcut vreo 100.000 sau 10.000 de cartonașe din ăsta rotunde care se erau scria pe ele Vodka Perfect, care se dădeau la consumator ca să facă reclamă. Și nu ne-am înțeles asupra dovezii prin care acestea au ajuns la consumator.
Și vine fiscul, omul nostru trimisese, că erau fără valoare, evident, erau materiale de publicitate, le trimisese la firmele care desfăceau vodka, cu un, pe dosul facturii semna ăla de la buticul din gară, că a primit 500 de bucăți, le trimitea direct la cei, nu le mai trimitea la depozitul societății. Și zice fiscul că nu-s probe corespunzătoare. Și atunci am spus, dom'le, totuși trebuie să vedem dacă nu cumva efortul pe care îl ceri tu este disproporționat cu scopul. Și atunci am imaginat un sistem, i-am făcut o procedură de două pagini, în care pe ultima pagină era când se duce drojdierul nostru din gara de est, din Timișoara, când se duce să-i dea la 50 de vodcă, ăsta spune, stai așa, nene, dăm copie după buletin și dăm o declarație aici, cum că ai primit odată cu paharul și acest carton cu dimensiunea cu tare. Deci se poate ajunge până acolo. Legiuitorul niciodată nu poate să determine chiar toate mijloacele de probă. Însă mie mi s-ar părea că o anumită aplicațiune a principiului proporționalității între obiectivul urmărit, evaziunea, mă rog, stârpirea evaziunii și fraudei fiscale și mijloacele pe care le ceri, este necesară.